Aș dori să adresez câteva cuvinte de apreciere bine meritate fratelui păstor Cristian Ionescu. Poate că în afară de cei din familie, eu îl cunosc cel mai bine. Pentru mulți ani am petrecut sau am comunicat aproape zilnic împreună și pot să spun fără nicio rezervă că timpul nostru a fost întotdeauna binecuvântat. De la începutul prieteniei noastre, am avut harul să slujim împreună atât în biserica locală, cât și pe câmpul de misiune. Eu cântam în grupul Omega, iar dânsul predica Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. După o vreme, fratele Cristian a văzut în mine ceva ce eu nu neapărat văzusem până atunci, și anume, o chemare pe care a identificat-o în viața mea și în care m-a inițiat, motivându-mă la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. De-a lungul anilor, fratele Cristian mi-a fost ca un părinte spiritual de la care am învățat seriozitatea, consecvența și disciplina în lucrarea de predicare a Evangheliei. Despre fratele păstor Cristian Ionescu ar fi multe de spus. Familia Bisericii Elim însă nu are nevoie de o descriere amănunțită al caracterului său exemplar și nici despre pasiunea lui pentru lucrarea lui Dumnezeu. Activitatea lui în lucrare este bine cunoscută și ea nu are nevoie de nicio prezentare insistentă, pentru că ea vorbește de la sine. Știm cu toții cum de nenumărate ori fratele Cristian s-a implicat cu multă dragoste, cu mare autoritate și lepădare de sine, în aplanarea conflictelor doctrinare apărute de-a lungul anilor în bisericile noastre. Predicile lui inspirate și captivante ne-au motivat pe toți de-a lungul anilor. De asemenea, cu toți am fost martori ai inițiativei și dăruirii personale cu care a condus ireproșabil cazurile legale ale familiilor Botnariu și Furdui. Frate Cristian, până aici ați trăit o viață bogat roditoare, care este rezultatul înțelepciunii care vine de sus și care este, așa cum spune Biblia, întâi curată, apoi blândă, pașnică, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, Iacov 3:17. Vă urăm din toată inima multă sănătate, multe binecuvântări cerești și pământești și încă o dată vă prețuim și vă mulțumim din toată inima pentru cine sunteți și ceea ce faceți prin harul Domnului în viața pe care El v-a dăruit-o. La mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Happy birthday, frate Cristi! Vă rog să veniți în față. Avem aici pentru dumneavoastră o mică atenție din partea bisericii. Avem o placă frumoasă. Așa. Placă frumoasă din partea bisericii. Vă înmânăm de dumneavoastră și am să citesc ce scrie pe ea. Scrie cam mărunt și acum am îmbătrânit și eu și nu văd așa bine sau mi-am scris pe foaie ce scrie acolo. God bless you on your 60th birthday, Pastor Cristian Ionescu. We are deeply grateful to have you as our pastor. Thank you for your unwavering faithfulness, outstanding leadership, and anointed wisdom in pastoring his church. We are a true... You are a true blessing to this congregation. Can the church say amen? Amen. May our Lord reward you your exceptional ministry, guidance, and care. His greatest blessings for your life is our most humble prayer. 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 and 3.
from your church family, Elim Romanian Pentecostal Church, Chicago, Illinois, May 2023. And we also have un cadou din partea bisericii pentru dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, frate Cristi. God bless you. Nu știu prea bine cum să răspund la asemenea momente, dar aș vrea să vă spun că prețuiesc mult cuvintele fratelui pastor Adrian Tișe. Fratele Adrian Tișe niciodată nu rostește complimente gratuite dacă nu le simte. Este o mare onoare pentru mine că el nu este asistentul meu, este prietenul meu cel mai bun. Mulțumesc frumos Bisericii Elim pentru că de 22 de ani ne-a acceptat să slujim. Ne simțim smeriți în fața iubirii, dragostei dumneavoastră. Familiei noastre dumneavoastră ne-ați pus pâine pe masă, ne-ați făcut să ne simțim împliniți și binecuvântați în slujire. Ne-ați oferit o platformă de suport pentru toate proiectele pe care le-am făcut împreună și oriunde am mers, am știut că am beneficiat de rugăciunile dumneavoastră. Trebuie să spun că, mai mult decât mine, cel mai mare premiu îl merită în primul rând Dumnezeu, apoi soția mea și copiii pentru dragostea și suportul lor. Dar acum este vorba de dumneavoastră, de biserică. Vă mulțumim din toată inima și cred că Dumnezeu are un plan minunat pentru Biserica Elim. Accept și prețuiesc momentul acesta pentru că și într-o familie și într-o comunitate prețuirea și dragostea noastră trebuie comunicată. Întotdeauna am spus și spun că iubesc această biserică din toată inima. Știu că este biserica Domnului, dar noi iubindu-L pe Dumnezeu trebuie să iubim și copiii Lui, ca așa spune Scriptura. Și apreciez din toată inima reciprocitatea acestor simțăminte. Mulțumesc foarte mult, frate Adi, colegii slujitori din conducerea bisericii, slujitorii ordinați, pentru că oferă un cadru de prietenie, de colaborare extraordinară.